Și de aici tragem concluzia că nu mai mâncăm fructe niciodată. Bună prieteni! Astăzi vorbim despre fructoză. Chiar este atât de rea pe cât ni se spune? Și care fructoză e periculoasă? Cea artificială? Cea naturală? Sunt fructele o travă? Și e adevărat că dacă mănânci multă fructoză, ajungi obez, cu ficatul gras, cu sindrom metabolic, o să ai disfuncții mitocondriale și chiar gută? Astăzi o să aflați tot ce aveți nevoie să știți despre fructoză și probabil și ceva în plus. Iar la final o să răspund și întrebări din titlu. Sunt fructele sănătoase sau nu? Vă spun din start că astăzi o să fie un pic mai greu, dar e și super interesant, în special la final, când o să vedeți ce frumos se legă toate informațiile. Înainte să trec la treabă, nu uitați că dacă mă vedeți pe YouTube, aveți capitolele mai jos în descriere, ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la informația care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați vă rog un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. Bun, la treabă și să începem chiar cu ce ne sperie. Da, este adevărat că un consum ridicat de fructoză este legat de obezitate, grăsime viscerală, sindrom metabolic, epuizarea ATP, disfuncții mitocondriale, creșterea nivelului de acid uric, gută și boala ficatului gras. Și de aici tragem concluzia că nu mai mâncăm fructe niciodată. În niciun caz. De aici încep nuanțele, iar eu încep să vă explic ce e fructoza asta, cum o metabolizează corpul nostru și ce avem de învățat de aici ca să putem să o consumăm în siguranță. Urmează o serie de lucruri foarte interesante, dar și puțin tehnice, așa că o să vă înțeleg astăzi și doar astăzi dacă decideți să săriți la sfârșit la ultimele două capitole și să ascultați direct concluziile. Primul lucru. Ce este fructoza? Fructoza este un monozaharid, cea mai simplă formă de glucidă. În partea aceasta o are cu glucoza, împreună cu care formează zahărul de bucătărie și cu galactoza, care este o componentă a lactozei. Pa chiar în parte cu ele și aceeași formulă chimică, doar structura este diferită. Și datorită acestui lucru, fructoza este metabolizată diferit față de glucoză și tocmai asta o face mai bună la gust, dar și mult mai puțin sănătoasă decât glucoza. Fructoza se găsește în mod natural în fructe, în unele legume și în miere, dar este de asemenea o componentă a zahărului clasic, obținut din trestie sau din sfeclă, precum și a siropului de porumb cu conținut ridicat de fructoză, un îndulcitor folosit pe larg pentru băuturile răcoritoare și alimentele procesate. Și dacă suntem la acest subiect, trebuie să vorbim rapid despre tipurile de fructoză. Avem fructoză obținută artificial din amidon de porumb și fructoză naturală. Nu există nicio diferență între ele, au aceeași formulă chimică, aceeași structură și sunt metabolizate identic. De aceea, nu o să discutăm despre fructoză artificială și fructoză naturală, dar o să vorbim despre fructoză prezentă natural și fructoză adăugată. Cea prezentă natural este cea din fructe, legume și miere, unde există împreună cu alți nutrienți sau cu fibre. Iar când discutăm despre cea adăugată, vorbim în general de alimente rafinate, în care s-a adăugat fructoză ca îndulcitor. Iar între aceste două categorii, diferențele sunt mari și o să le discutăm la final, pentru că acum trebuie să începem să discutăm despre modul în care corpul nostru procesează fructoza. Prima și poate cea mai importantă problemă a fructozei, care o diferențiază fundamental de glucoză, este că spre deosebire de glucoză, care poate fi utilizată ca sursă de energie de către majoritatea țesuturilor corpului, fructoza este în foarte mare parte metabolizată de ficat cu contribuții minime din partea rinichilor și a intestinelor. Când consumăm glucoză, întregul corp contribuie la procesul metabolic. În schimb, atunci când e vorba de fructoză, ficatul este singurul dorel care trebuie să muncească în timp ce restul țesuturilor Stau deoparte și se uită așteptând ca ficatul să transforme fructoza în ceva ce să poată să folosească și ele. Și bietul ficat, atunci când consumă multă fructoză, poate fi depășit de câtă muncă are de făcut și se îmbolnăvește. Vă explic imediat căile prin care, din păcate, se ajunge acolo. A doua problemă majoră legată de metabolismul fructozei este absența unui sistem de reglare eficient asemănător cu cel al glucozei. Atunci când glucoza trebuie să intre în celule, ea are nevoie de un transportor, un fel de mașinuță care o trece graniță. Cel mai important sau mai bine zis, cel mai folosit transportor al glucozei, cel mai întâlnit transportor al glucozei este glut 4. Iar acest glut 4 are nevoie de insulină. Când celulele sunt pline de energie, transmit un semnal care inhibă producția insulinei și glut 4 nu mai este la fel de ușor ca să transporte glucoza în interiorul celulei. Acesta este unul din mecanismele de reglare a metabolismului glucozei. Transportorul fructoze glut 5, nu are astfel de probleme, nu face niciun fel de nasuri. De altfel, acesta este și motivul pentru care fructoza, dar doar fructoza, nu și produși ei, nu ridică nivelul de insulină. Insulina nu este necesară pentru metabolismul fructozei. În plus, pentru a metaboliza glucoza, avem nevoie de o enzimă numită hexokinază care este inhibată printr-un mecanism de feedback atunci când produsul său de reacție se acumulează. Scuzați, în comparație alta mai bună n-am. E ca la rezervorul de la toaletă. Când se umple cu apă, se închide. În schimb, enzima care ajută la metabolizarea fructozei, fructochinaza, nu are nici astfel de probleme. Toată fructoza care vine este pregătită, termenul corect este fosforilată și trimisă pe diverse căi metabolice, fără să intereseze pe nimeni dacă e nevoie de ea sau nu. Lipsa acestor mecanisme de reglare face ca metabolizarea fructozei să se producă mai rapid decât a glucozei, rezultatul fiind o presiune mai mare pe organele care se ocupă de ea și o transformare mai rapidă în țesut adipos. Haideți să vedem care sunt aceste căi metabolice pe care fructoza poate fi procesată și să vedem care sunt benefice și care mai puțin. Cea mai utilă este situația în care există un necesar rapid de energie care va fi suplinit de fructoza pe care tocmai am mâncat Adică Alergăm, de exemplu, și bem o băutură cu fructoză pentru sportivi. Aici totul e simplu și clar. Fructoza se transformă în energie și ne este utilă fără să existe efecte negative asupra organismului. Un alt traseu metabolic pozitiv este sinteza de glicogen. Adică necesarul de energie a existat recent, să zicem că am alergat acum o oră. În urma acestui necesar de energie s-a creat, acestui deficit de energie s-a creat un deficit de glicogen, forma sub care stocăm carbohidrații în corp. Și acest glicogen va fi sintetizat și înlocuit din fructoza pe care tocmai am mâncat. O altă cale utilă este sinteza glucozei, care poate fi utilizată și de alte organe pentru necesarul lor de energie, nu doar de ficat, cum ar fi de creier, de exemplu, care ne cere glucoză în fiecare minut. Iar ultima cale pe care o să discutăm este cea mai puțin fericită, sinteza de acizi grași și trigliceride, care în cazul fructozei se depun preponderent la nivelul ficatului putând să ducă la boala ficatului gras non-alcoolic, o boală virtual inexistentă acum câteva decenii, care acum însă a luat proporții pandemice de-a dreptul. A treia mare bătaie de cap pe care avem cu fructoza este că ea o colește o serie de mecanisme care declanșează sațietatea. V-am spus mai devreme că prezența fructozei nu ridică nivelul insulinei și că nu are nevoie de insulină ca să intre în celule. O mică parte din ea însă este transformată în glucoză și lactat, care ne ridică nivelul de insulină și astfel putem să-i atribuim fructozei un indice glicemic destul de mic, 20, 22, undeva în această zonă. Insulina este un hormon esențial în semnalizarea sațietății și reglarea metabolismului energetic, iar cum fructoza nu stimulează decât în mică măsură secreția ei, putem trage concluzia că fructoza evită unul din mecanismele care îi transmit creierului nostru că a mâncat suficient. Mai rău, fructoza are un efect redus și asupra leptinei și grelinei, alți doi hormoni de sațietate extrem de importanți. Și ca și cum toate astea n-ar fi suficiente, fructoza nu activează nici sistemul de recompensă din creier în aceeași măsură ca alți nutrienți, ceea ce deseori duce la consum în exces pentru a atinge același nivel de satisfacție. Și de aceste probleme trebuie să mai legăm încă una. Când fructoza vine multă și deodată, Ficatul nu doar că obosește să o proceseze, ci își consumă rezervele de ATP ca să facă acest lucru. Pentru cazul în care nu știți, ATP-ul este un fel de baterie de dimensiuni foarte mici pe care o folosim de fiecare dată când avem nevoie de energie. Când facem orice, de la strănut la alergare, consumăm ATP. Inclusiv ca să producem energie în etapele inițiale, întâi consumăm un pic de energie. Ca atunci când tai lemne înainte să le pui pe foc. Acum să revin epuizarea ATP-ului poate duce la o creștere a nivelurilor de acid uric, iar apoi la dezvoltarea unor boli cronice, inclusiv hipertensiune, rezistență la insulină și chiar gută. Și încobelea tot la acest capitol. O parte a procesului prin care ardem grăsimile și obținem din ele energie, adică obținem ATP, se numește beta-oxidare. Ei bine, beta-oxidarea este inhibată de unii produse ai metabolismului fructozei. Practic, în termen de box, vorbim de un 1-2 care te face knockout. Când mâncăm fructoză în exces, metabolismul ei ne epuizează rezervele hepatice de ATP și ne mai și împiedică să producem ATP din grăsim, din acizi grași. Rezultatul? Rezistența la insulină, dislipidemie, acumulare de grăsime, de grăsime hepatică, sindrom metabolic, gută, ce să mai, nu mai bucuri. Și din păcate, n-am terminat. De problemele precedente putem să mai legăm încă două. Mitocondriile sunt principalele locuri unde se produce beta-oxidarea și producția de ATP. Ca urmare, orice factor care inhibă beta-oxidarea, cum ar fi metaboliții fructozei, va avea un impact negativ asupra sănătății lor și va duce în timp la disfuncții mitocondriale. Acestea, la rândul lor, pot să contribuie la producerea excesivă de specii reactive de oxigen, generând stres oxidativ. În plus, fructoza generează ea însăși un nivel mai mare de specii reactive de oxigen comparativ cu glucoza, iar un nivel crescut de specii reactive de oxigen poate duce la apariția inflamației, a bolilor cronice, precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și alte condiții metabolice, ba chiar poate duce și la accelerarea proceselor de îmbătrânire. Bun, și acum, după ce ați aflat tot ce ați fi avut nevoie vreodată să știți despre efectele fructozei asupra corpului nostru, a venit momentul să punem totul cap la cap și să răspund întrebări inițiale. Sunt fructele periculoase? Ei bine, mai țineți minte ce v-am spus la începutul acestui clip, că nu există nicio diferență între fructoza din fructe și cea din băuturi sau alimentele procesate. Nu s-a schimbat nimic, acest lucru rămâne adevărat. Fructoza este identică, dar sursele din care provine influențează enorm ce se va întâmpla cu ea. Întâi, în fructe, legume și miere există vitamine, minerale și antioxidanți. În zahăr, în sucurile de fructe sau în alimentele ultraprocesate, vitamine, minerale și antioxidanți avem puține spre deloc. E clar, deci, care sunt mai sănătoase. Iar apoi, poate cel mai important lucru, de fapt nu poate, sigur cel mai important lucru, prezența fibrelor. V-am spus mai devreme că metabolismul fructozei nu are un sistem de reglare asemănător cu al glucozei, dar acest lucru se aplică după ce am absorbit-o și a ajuns în sânge. Înainte, cât mâncarea este încă în tubul nostru digestiv, fibrele reglează viteza de digestie și absorpție alimentelor, inclusiv a fructozei. Iar fructele și legumele au fibre. În schimb, băuturile, inclusiv băuturile naturale din fructe și mâncarea procesată, n-au? Ca atare, atunci când mâncăm fructe, absorbim lent fructoza din ele timp de 2-3 ore, poate chiar mai mult, o metabolizăm treptat pe măsură ce trece din sistemul digestiv în sânge, fără ca ficatul să fie copleșit de sarcină și o utilizăm pentru nevoile de energie de care corpul nostru are nevoie în fiecare moment. Când bem un suc cu mult zahăr, care zahăr, apropo, e jumătate de fructoză, toată acea fructoză ajunge la ficat în 10-15 minute. Și nu treptat, toată deodată, buluc, punând o presiune semnificativă pe el. În plus, cantitatea de fructoză pe care o consumăm din fructe este de obicei mult mai mică decât cantitatea pe care am obținut din alimente procesate sau din băuturi indulgite. Deci, dacă fructoza vine lent, putem să o folosim în viața de zi cu zi fără probleme. Când apare multă și deodată, Sper că tocmai v-ați apucat de o activitate fizică extrem de intensă și o să o folosiți pe post de combustibil pentru acel antrenament. În concluzie, un consum ridicat de fructos, mai ales din băuturi și surse procesate, combinat cu un exces caloric, poate duce la o serie de probleme serioase de sănătate, inclusiv obezitate, boala ficatului gras non-alcoolic, sindromul metabolic și chiar guta. În schimb, fructosa din surse naturale consumată cu moderație, în cadrul unei diete echilibrate, nu este ceva de care să ne fie frică. Fructele sunt o sursă excelentă de nutrienți, și este ideal să fie incluse într-o dietă sănătoasă. Așadar, pentru a răspunde întrebării din titlu, da, fructele sunt sănătoase și le puteți mânca fără teamă. Ai doar grijă la cele care au puține fibre, cum ar fi strugurii, mango sau pepenele roșu. Și stați cât mai departe de băuturile îndulcite și de alimentele procesate, dacă vreți să evitați problemele de sănătate despre care tocmai am discutat. Cam atât am avut eu de spus astăzi. Acum aștept să citesc comentariile voastre ca să văd ce vă mai doriți discutat. Nu uitați, vă rog, și de butonul de subscribe, în special pe YouTube. Canalul e ajutat foarte mult de ce simplu gest al vostru. Eu sunt Ioan și până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră!